În bucătăriile restaurantelor din București e forfotă. Angajații pregătesc mâncăruri tradiționale care vor fi livrate clienților la domiciliu pentru mesele de Paște. Numai în acest local sunt peste 1000 de comenzi. Am pregătit pască și cozonac, avem friptura de miel care este foarte cerută, drop de miel, avem tot felul de gustări, avem salată de beof, avem icre, pregătim și stufat de miel și sarmalele. Un meniu pentru 4 persoane costă aproximativ 500 de lei. Prețurile sunt mai mari ca anul trecut, în medie cu 15 până la 30% în funcție de preparat, ca urmare a scumpirii utilităților și a ingredientelor, spun managerii de localuri. Cu toate acestea, numărul comenzilor a crescut față de Paștele trecut. Avem un procent de 15-20% peste anul trecut ca și volum de livrări. Oamenii deja au învățat că e mult mai ușor să le comanzi dinainte de undeva, mult mai mult de muncă să le prepari tu acasă. Și în Cluj-Napoca e cerere mare pentru mâncarea gata preparată. Foarte căutate sunt și platourile cu bucate tradiționale, spun reprezentanții restaurantelor. Meniul e flexibil, iar clienții pot să aleagă produsele și gramajul. Prețurile variază între 50 și 160 de lei în funcție de greutatea platoului, să spun așa. Și dacă se dorește să se comande în plus, se poate comanda și tot așa la 100 de grame sau la kilogram. Clienții care preferă să cumpere mâncarea gata pregătită pentru mesele de sărbători spun că vor să economisească timp, dar au și alte motive. Ce comandați, de exemplu? Friptura. De ce? Nu prea mă pricep să o fac. Ce vă comandați, de exemplu, la chetare? Cozonacul, care se face mai greu. Alții vor să fie siguri că mâncarea va fi pe gustul lor, așa că preferă să o pregătească acasă. O să gătim acasă, o să gătească mama, de fapt. Pentru că îți faci după gust, după ce dorești tu. În multe restaurante, ultima zi în care se poate comanda mâncare la pachet pentru mesele de Paște este joi. Vineri și sâmbătă sunt dedicate exclusiv livrări.